Am să vă arăt în acest tutorial cum să faceți brățările alfa. Eu am luat 5 ațe de aproximativ 1 metru lungime de culoare verde și fundalul îl voi face culoare neagră și voi folosi tot ghemul. Bine, nu voi folosi chiar toată ața, dar nu știu exact ce lungime trebuie să aibă ața neagră. Fac un nod la capăt cu toate ațele și las suficient spațiu ca să am loc de încheietoare. Prind în mapă și voi începe din stânga spre dreapta și voi face noduri înainte pe fiecare ață verde. Și încep cu un nod înainte, înainte. Înainte. Ok. Mai am două ațe verzi. Înainte. Și înainte. Ok. Am făcut pe fiecare ață. Acum trebuie să mă întorc tot cu negru și voi face 5 noduri înapoi. 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 Înapoi și înapoi. Acum vreau să încep să fac modelul. Voi face mai întâi un nod înainte cu negru. Și acum voi face cu verde. Iau prima ață verde care vine la rând și voi face un nod înapoi peste negru. Acum vreau să mai fac tot cu verde, tot un nod înapoi peste negru cu următorul verde care era la rând. Și acum iau următorul verde și vreau să mai fac un nod înapoi pe negru. Și la sfârșit voi face un nod înainte cu negru peste ultimul verde. Acum mă întorc și cu negru fac un nod înapoi. Și vreau ca în centru să fie ca un fel de pătrat și voi lua primul verde care vine la rând și voi face un nod înainte peste negru. Iau următoarea ață verde și voi face tot un nod înainte peste negru. Și următoarea ață și fac un nod înainte peste negru. Și la sfârșit voi face un nod înapoi cu negru peste verde. Ok. Acum vreau să fac o linie de negre și voi face doar noduri înapoi, înainte. Și încă un nod înainte. Următoarea ață verde, un nod înainte. Înainte. Și înainte. Gata, asta este. Acum luați tutorialul de la început și îl repetați atâta timp cât vreți voi, cât de lungă vreți voi să faceți brățara. Practic, pentru acest model puteți să faceți pe o foaie de matematică desenul înainte, pentru aici, în cazul meu, pentru 5 ațe, deci 5 pătrățele, și puteți să faceți tot felul de modele create de voi. Mult spor!